De Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul românilor, în județul Giurgiu, 7.798 de persoane se bucură de ziua onomastică. Doar în municipiu, 2.729 de giurgiuveni poartă acest nume de sfânt, din care 1.272 sunt bărbați și 1.457 femei. În România, peste jumătate din cei care poartă numele Apostolului Românilor sunt femei. Cum de sărbătorile creștine sunt legate și superstiții sau obiceiuri, ziua de Sfântul Andrei se crede că este prielnică farmecelor în dragoste. O altă practică este păzitul usturoiului. Fata nemăritată sădește un cățel de usturoi pe care îl priveghează prima noapte. După felul în care încolțește, se fac și pronosticurile de măritiș. Tot în noaptea Sfântului Andrei, fiecare membru al familiei plantează într-un vas boabe de grâu. În noaptea de anul nou, norocul este interpretat după robustețea și înălțimea la care au ajuns firele de grâu.